Fonduri europene pentru asfaltarea tuturor străzilor. Asta își dorește să obțină administrația locală de la Petroșani. La acest moment se lucrează la un proiect ce urmează să fie depus spre finanțare. Iar dacă acesta se dovedește a fi eligibil, municipiul Petroșan s-ar putea număra până în 2020 printre puținele orașe din țară care are toate străzile asfaltate. Imaginea localității s-ar schimba radical. Actualmente se lucrează la niște studii, DALI-uri, documentații tehnice, pentru a sta la baza accesării fondurilor europene pentru următoarea perioadă, mă refer aici 2014-2020. Avem peste 52 de străzi, ca la studii care se lucrează pentru 52 de străzi, sunt împărțite în toată zona municipiului Petroșani. Mă refer aici în zona turnului de apă, străzile din colonie, care au rămas neasfaltate. Avem un alt tronson în zona Petroșan Nord vis-a-vis de Umirom, strada Uzinei, Mărășești, Pomilor și așa mai departe. Avem un nou tronson în spatele primăriei, dacă pot să spun așa, și inimata zona cimitirului central, străzile care n-au rămas neasfaltate. Deci sunt cuprinse în aceste documentații aproape toate străzile din Petroșan care n-au fost asfaltate. După ce vom întocmi studiile necesare, se vor depune proiectele în vederea obținerii finanțării pe fonduri europene. Autoritățile locale își pun speranțe mari în acest proiect, pentru că altfel va fi extrem de greu ca din bugetul local să asfalteze toate străzile din municipiu. Noi sperăm, vă dați seama, și tot municipiul speră să avem un oraș sau toate străzile să fie asfaltate în municipiul Petroșan. Sperăm să accesăm fondurile necesare ca să nu mai avem probleme cu drumurile neasfaltate. În 2010, la Petroșani a fost implementat primul proiect bazat pe fonduri europene structural, reabilitarea și modernizarea arterei principale din municipiul Petroșani. Valoarea proiectului a fost de peste 9 milioane de lei.